Am revenit, dragi telespectatori, și continuăm discuția noastră privitoare la importanța legii pe care Dumnezeu ne-a oferit-o pe pământul acesta. Și nu încercăm în seara aceasta să ne tocmim, ci încercăm să descriem clar care sunt acele lucruri privitoare la cuvintele lui Dumnezeu pentru noi, pământenii, secolului 21. Discutam despre valabilitatea legii lui Dumnezeu, acele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat unui popor, poporul Israel în Vechiul Testament și puneam întrebarea invitatului meu dacă aceste legi sunt valabile și astăzi pentru noi. Din cele 10 porunci, care dintre ele să le respect și care nu? Sau toate sunt valabile și pentru noi? Cele 10 porunci rămân valabile pentru că se referă la relația noastră cu Dumnezeu și la relația noastră cu semenii. Deci nu, nu putem să scoatem niciuna, să nu ne închinăm și să nu facem chip cioplit și alte înfățișări. Deci relația cu Dumnezeu și apoi relația cu noi. Vine Domnul Iisus Hristos ca să-L ispitească la o întrebare care e cea mai mare poruncă? Și Domnul Iisus aici sintetizează și Spune, cea mai mare poruncă, cea din tâi, este aceasta. Ascultă, Israel Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Pe, înseamnă că din 10 s-au făcut două. Deci asta pe, trebuie să respectăm da, doar două. Nu, pentru că e, prima parte spune să l iubești pe Dumnezeu. Acolo în exodul e puțin mai extins, mai detaliat, mai explicit. Acum, dacă îl iubesc pe Dumnezeu, pot să-mi fac chip cioplit? Nu pot. Pot să mă închin altor idoli? Nu pot. Dacă iubesc pe aproapele meu, pot să-l fur, pot să-l înjur, pot să-l mint, pot să-i poftesc bunului, pot să-l înșel, pot să fac deci, mai ușor de ținut în minte. Dar mai mult decât atât, Domnul Iisus zice, dacă zice cineva că îl iubește pe Dumnezeu și pe aproapele lui, pe cel de lângă el îl urăște, spune, este un mincinos, pentru că nu poți să-l iubești pe Dumnezeu și să-ți să urăști semenul. Dar câtă formalitate în ale credinței nu există și astăzi când poate tămâiem, aprindem o lumânare sau eu știu, în sărbătorile mari, ne închinăm lui Dumnezeu în bisericile noastre, sau aș lua altceva și mai grav, Sfintele Moaște, la care se perindă și circulă atâția oameni. Am rămas surprins să văd oameni care merg acolo să își lumineze mintea și sufletul, să-și curățească sufletul înaintea lui Dumnezeu și totuși îl înjură pe fratele lui, se împiedică unul pe altul, se bat ca să ajungă, primul, să ajungă primii acolo. Ce părere aveți despre starea aceasta de lucruri? Oameni care merg să închină lui Dumnezeu și totuși față de aproapele alt comportament. Probabil că sunt unii pe care o să-i supăr, dar cred că este o mare greșeală, pentru că e foarte clar, numai lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm. Deci, altfel de practici. De aceea și apar aceste probleme. Oamenii să ceartă, să înjură. Mai apare la televizor câte o știre, spune, s-au dus să, să închine lui Dumnezeu și să înjură, să calcă în picioare. Să... Ar trebui să se gândească mai întâi la semenul de lângă el, la respectul. Sau dacă l-am cinstit pe Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu, atunci îl iubim și pe aproapele nostru. Aceste două merg mână în mână cu privire la orice, chiar dacă cineva se supără, nu avem voie să ne închinăm decât lui Dumnezeu. Deci orice altă practică este în afara cuvântului lui Dumnezeu. Nu există bază biblică și chiar facem păcate. Dacă ne uităm în Biblie, au fost îngeri la care au vrut să i se închine. Și îngerul, dacă este un înger adevărat, dacă este un înger căzut, primește închinare. Dar niciun înger, absolut nimeni, nu poate să primească închinare decât Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Atât. Dar îl putem cunoaște astăzi pe Dumnezeu fără să păzim cele 10 porunci pe care dumneavoastră le-ați detaliat și le-ați explicat? Acum, uh... nu sunt atâtea forme de a-L cunoaște Dumnezeu. Unii spun că Dumnezeu este, se manifestă foarte bine în natură. Dacă privești la natură, atunci îl poți înțelege pe Dumnezeu. Deși și aici există o capcană, mulți au căzut în forma aceasta panteistă, se închinau diferitor, diferitelor lucruri din natură. Îl poți cunoaște pe Dumnezeu prin bunătatea oamenilor sau îl poți cunoaște pe Dumnezeu prin persoana Domnului Hristos. Nu sunt atâtea forme, trebuie neapărat și această lege. Îl poți cunoaște pe Dumnezeu fără lege. Acum, sigur că toată creația lui Dumnezeu vorbește despre Dumnezeu. Deci, soarele vorbește despre Dumnezeu. Luna, noaptea, ziua, ploaia, tot ce există, florile, tot ce există, arată amprenta lui Dumnezeu. Dar, spune Biblia foarte clar, Dumnezeu a vorbit prin proroci, în multe feluri, în multe rânduri. La sfârșit, ne-a vorbit prin fiul. Deci, odată cu venirea lui Isus Hristos, și chiar Ioan spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acum, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu prin Isus Hristos, prin jerfa lui Isus Hristos. Aici, iarăși, apare o problemă extrem de importantă. Spune. Uh, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Deci putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Isus Hristos. Când Domnul Isus era pe pământ între oameni, Filip zice, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul Isus îi răspunde, de atâta timp sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Declarația pe care o faceți dumneavoastră Suminează, să spun așa, multe credințe. Chiar nu mai există sfinți care să intermedieze între noi și Dumnezeu, da, doar Pentru, un pentru că am vorbit despre legi. Acum, vă dau un exemplu. Legea spune clar. Nu am voie să depășesc pe linie continuă, da? Dar eu mă uit în stânga, în dreapta, nu m-a văzut nimeni, depășesc. Îmi a permisul? Sau la semafor, dacă e roșu, M am fost grăbit, n-a venit nimeni, n-am pus în pericol viața nimănui, am trecut pe roșu. mi a permis, omia. ia. Acum, cu mult mai mult, este foarte clar, e legea lui Dumnezeu și mântuirea o oferă numai prin Isus Hristos. Dacă evreii au făcut tot felul de ritualuri ca să-i țină Dumnezeu, le-a dat legi și au sacrificat anumite animale dar Dumnezeu nu se uita la animalele lor, ci la inima lor. Inima cu care făceau anumite lucruri. Și astăzi Dumnezeu se uită la inima noastră. Acum a fost un împărat, primul împărat, Saul. Dumnezeu i-a zis să facă ceva, să asculte. Și a zis toate aceste animale să le treci prin ascutișul săbiei, să le nimicească. Și au venit unii din popor și au zis împărate, e cele mai frumoase animale. Hai să le aducem în jertfă Domnului. Și Dumnezeu i-a zis, neascultarea este tot atât de vinovată ca și vrăjitoriile și ca și ghicitul. Și Dumnezeu l-a lepădat. Deci, aici noi nu putem să interpretăm că nu știu cine mijlocește pentru noi. Absolut nimeni. Este foarte clar, e cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va judeca după legile lui, nu după interpretările noastre. Deci nu, acum baptiștii noștri să zic că nouă ni s-a părut mai bine așa, sau adventiștii, sau catolici, sau ortodoxi. Nu. Există cuvântul lui Dumnezeu și unde scrie în nimeni altul nu este mântuire. Deci mântuirea este numai prin Isus Hristos. El este Cel care a murit pentru noi. Deci cuvântul lui Dumnezeu e foarte clar. Nu există altă posibilitate. Deci e foarte clar și foarte categoric. Am în față un text biblic care spune Cine zice îl cunosc, adică pe Dumnezeu, și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. La Ioan, nu? Exact. Ioan. Vedeți, iarăși aici, cine zice, el cunosc pe Dumnezeu și păzește poruncile lui. Acum, Iarăși vine Domnul Iisus Hristos și vrea să simplifice cumva. Și Domnul Iisus spune așa, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Acum, vedeți aici, Domnul Iisus Hristos pune accentul pe relația, pardon, dintre noi. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Acum, noi nu să ne putem iubi cum ne-a iubit El pe noi. Pentru că Domnul Iisus a murit pentru noi. Pe când eram noi păcătoși, și lui, unii dintre noi îl înjurau, îl blestemau pe Dumnezeu și Domnul Iisus a murit pentru ei. Dar noi trebuie să ne luptăm, să facem tot ceea ce ne stăm putin. putință. Sigur că trebuie să renunțăm la ego-ul nostru, la noi înșine, ca să îl iubim pe aproapele nostru. Vreau să vă întreb, cum ar arăta lumea în care trăim dacă n-am fi egocentriști, dacă am fi altruiști, dacă l-am iubit pe aproapele nostru, dacă oamenii nu s-ar gândi la ei, s-ar gândi la semenilor. Poate că nu am mai fi pe pământul acesta. Că vedeți, zice Domnul Iisus aici, spune, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. plină. Iarăși, poruncile pe care le-a dat Dumnezeu, legile lui, spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi. Creștinii adevărați se bucură de viață. Se bucură și în mijlocul încercărilor și necazurilor. În Cei care doar poartă numele de creștin, viața pentru ei, credința e un chin atâtea reguli, atâtea legi, atâtea... Dar Domnul Iisus spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi. Și acum iarăși zice, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. În Ioan 15. Acum cine face o ofertă mai mare? Să fii prietenul Domnului Iisus Hristos, care Domnul Iisus Hristos este creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor. Și spune, dacă faceți ce vă poruncesc eu, voi sunteți prietenii mei. Adică să ne iubim unii pe alții și să căutăm să ne iubim unii pe alții. Să ne luptăm. Dacă un om respectă ceea ce spuneți dumneavoastră aici, la sfatul dat de Dumnezeu, poate să aibă o viață morală, poate să fie un om moral. Putem vorbi despre persoana aceea care respectă cele 10 porunci, că este un om moral? Vedeți, noastră a respecta legile lui Dumnezeu 100%. Nimeni nu poate să țină legea lui Dumnezeu. Deci scrie Biblia, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Sau spune, cine zice că nu face păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Dar noi ne luptăm să împlinim legea lui Dumnezeu. Acum, bun, uh, dacă omul muncește sau se chinuie, se străduie să respecte legea lui Dumnezeu, cu ce îl ajută? Devine el într-adevăr un om mai bun sau nu? Uh, un om mai bun poate să devină prin nașterea din nou. Ce se întâmplă? A venit Domnul Isus Hristos, El este singurul care a împlinit legea lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele noastre, Dumnezeu promite, mă voi lăsa găsi de cei ce mă caută, dacă mă vor căuta din toată inima lor. Ce înseamnă nașterea din nou? În momentul în care eu recunosc că sunt un om păcătos, recunosc că merit să merg în iad, pentru că merit datorită păcatelor mele, spun, Doamne Iisuse, Tu ai murit pentru păcatele mele, te rog să intri în viața mea și să fii Domnul și Stăpânul vieții mele. Și atunci Dumnezeu ne transformă. Nașterea din nou ne transformă. Că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Transformă natura mea ca și om. Se întâmplă să mai greșesc, să păcătuiesc. Dar, spune, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Uh, cei care folosesc calculatorul. Sângele lui Iisus Hristos este în viața omului ca un program antivirus pentru un calculator. Intră virus, dar dacă ai programul, un program foarte bun, cum e? șterge toți virușii, șterge tot ce e rău din calculator. Sângele lui Iisus Hristos ne spală, ne curățește de orice păcat, dar mai mult decât atât, ne-a transformat ființa. Și noi, care, din fire, eram porniți spre rău. Toți oamenii, din natura lor, sunt porniți spre rău. Prin întoarcerea la Dumnezeu, prin predarea vieții, a controlului în mâna lui Dumnezeu, se transformă omul. Se întâmplă să mai păcătuiască, să alunece, dar păcatul nu e un mod de viață, e un accident. Există două categorii de oameni. Oameni care au un mod de viață. A păcătui. Acum, vedeți nu schimbă cu nimic legea lui Dumnezeu. Sunt unii, dar așa, trăiesc în concubinaș. Biblia spune, e curvie și toți curvarii merg în iad. Sau o minciună scuzabilă sau o minciună nevinovată. Minciuna este păcat și pentru minciună să merge iad. Dar Isus Hristos a murit ca să ia păcatele noastre. Și de aceea zic, nu există ritualuri, nu există sacrificii, nu există nicio practică uh, ca să ne spele, să ne absolve de vină. Eu cunosc oameni care au făcut anumite păcate. Vă dau, de exemplu, avortul. Scrie să nu ucizi. Și a, avortul e crimă. E ucidere. E o crimă. A ucis. Și sunt persoane care spun, domnule, m-am dus, am făcut tot ce mi-a zis preotul, dar nu am scăpat de vină. Și oamenii nu scapă. Și merg cu ea în mormânt. De ce? Pentru că numai credința în Domnul Iisus Hristos ne iartă, Bun. ne absolve de vină. Atunci, care este rolul legii? Ce rol joacă legea lui Dumnezeu sau cele 10 porunci în mântuirea omului? Din moment ce ele nu te pot ajuta să fii un om conform cu ceea ce spune Dumnezeu și nu, po nu pot să-ți aducă mântuirea, atunci ce rol joacă ele în mântuirea noastră? Și de ce, într-un cuvânt, să le mai respectăm? Legea este un indicator spre Hristos. Deci, legea rămâne. Acum, vedeți, noastră, în momentul în care un om este născut din nou, Dumnezeu i-a schimbat natura și are natură dumnezească. Și atunci, prin natura lui, el nu mai uh, va face. El respectă, dar pentru că Dumnezeu a schimbat natura. Deci, sa există ceva în, într-un creștin autentic, există ceva cu mult mai mult decât uh, legea din Vechiul Testament. El are legea în el. De exemplu, uh, acum nu mă gândesc ca eu să nu-l fur pe vecinul. Acum zic eu iubesc pe vecinul, cum să-l fur? Sau îl cunosc pe Dumnezeu, e atât de bun Dumnezeu cu mine, mi-a dat sănătate, îmi dă mâncare, uh, are grijă de mine. E atât de bun Dumnezeu. Și sigur că sunt foarte multe aspecte. Tot ce facem, noi facem datorită lui Dumnezeu. Respirăm datorită lui Dumnezeu. Nu ne face după meritele noastre. Dacă ne-ar face după meritele noastre, le ar nimici pe toți. Și atunci, eu uh, nu fac idol pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Deci un creștin adevărat respectă toate cele 10 porunci. Dar nu pentru el nu au să nu cumva să calc legea respectivă. Ci e mult mai mult decât atât. E ființa transformată care vrea să facă voia lui Dumnezeu, prin natură. Deci nu țin legea lui Dumnezeu ca să fiu mântuit, ci o țin pentru că deja sunt un om transformat. Este un fel de rezultat al transformării. E o consecință a transformării pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră. Spune, Bun. Dumnezeu a pregătit faptele bune în care să umblăm. După ce Biblia spune clar, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Dar, vedeți, dacă aș vrea să fiu plăcut lui Dumnezeu, ținând cele 10 porunci, tot timpul aș fi un om falimentar. Pentru că nu pot să le țin. Nimeni nu le-a putut ține. Dar dacă sunt transformat de Dumnezeu, atunci uh, El mi-a schimbat natura. Și atunci nu mai mint? Nu mai Atun... nu mai dau un cap la nimeni? Dacă eu vă iubesc pe dumneavoastră, pot să vă fac vreun rău? Pun cum ai explicat sau care ar fi diferența între oamenii care spun? Eu respect legea lui Dumnezeu, dar nu am într -o, tot o credință în Dumnezeu. Merg la biserică de două ori pe an sau la anumite evenimente când se căsătorește băiatul sau fata. Și, dar n-am dat în cap la nimeni. N-am uh, luat nevasta nimănui, n-am luat casa nimănui. Uh, ce diferență este între omul pe care l-ați prezentat dumneavoastră, un om transformat, și oamenii aceștia care și ei în societate, într-adevăr, au un nume. N-au dat în cap la nimeni, n-au stricat casa nimănui. Uh. Sunt oameni care au o ținută morală deosebită, tot respectul pentru ei. Dar scrie clar în Biblie, plata păcatului este moartea. Deci fără jerfa Domnului Isus Hristos. Există un verset care mitare, drag mie, în cartea Apocalipsa. Oricine nu a fost găsit scris în cartea vieții. De exemplu, oamenii nu o să ajungă în iad pentru că sunt păcătoși că toți oamenii sunt păcătoși oamenii o să ajungă în iad pentru că au respins iertarea lui Dumnezeu și e extraordinar nicăieri în Biblie nu scrie că uh, iadul a fost făcut pentru oameni ci acolo spune plecați blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui deci oamenii aleg să meargă în iad și uh, Sigur că un, sunt oameni morali, sunt oameni deosebiți care poate că nu cred în Dumnezeu. Uh, ei sunt moral datorită ajutorului Dumnezeu, chiar dacă sunt unii oameni care zic dar eu nu cred în Dumnezeu. Dar el chiar dacă este ateu, el beneficiază de dragostea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu. Uh, sunt foarte puțini oamenii pe care Dumnezeu îi lasă în voia lor blestemate. Oamenii aceia chiar ajung foarte rău. Dar sunt puțini. Ei... Uh, au ales într-un anume mod să întoarcă spatele lui Dumnezeu și Dumnezeu le respectă alegerea. Dar sunt puțin pe care îi lasă. Am văzut că legea lui Dumnezeu deschisă în Sfânta Carte, în special pentru poporul Israel, este de mai multe feluri. Ar fi legea ceremonială, legea teritorială, legea administrativă, sanitară și legea aceasta morală, cele 10 porunci care au o valabilitate veșnică nu te mântuiesc ținerea acestor legi ci reprezintă de fapt o consecință a ascultării tale de Dumnezeu în finalul emisiunii ce sfat ați oferit telespectatorilor noștri în raport cu subiectul pe care l-am avut și anume legea lui Dumnezeu uh, pentru că eu iubesc tare mult Buzău, chiar dacă eu sunt venit din altă parte, de undeva din Oradea. Iubesc tare mult pe Buzoen și dacă o să cunoașteți legea lui Dumnezeu, dacă o să-L cunoașteți pe Dumnezeu, dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să vă facă viața mai ușoară. Și legile lui Dumnezeu. Acum, mie mi îmi place să citesc Vechiul Testament, pentru că este fundația pentru Noul Testament. Este Vechiul Legământ și Noul Legământ. Dar aici Dumnezeu ne vorbește de dragostea și de bunătatea Lui. Și cuvântul, Biblia, este mesajul lui Dumnezeu de dragoste. Spune Domnul Iisus, cercetați scripturile pentru că ele vorbesc despre mine. Dacă vreți să aveți o viață deosebită, vă rog, citiți Biblia, citiți cuvântul lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu ne aduce împlinire, ne aduce fericire, ne aduce binecuvântare în viață. Aș vrea să vă mulțumesc pentru contribuția pe care ați adus-o în emisiunea aceasta, contribuția spirituală și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Cu mare plăcere. Dragi telespectatori, am descoperit în seara aceasta că legea pe care Dumnezeu a dat-o, legea morală, are o valabilitate veșnică. Cu alte cuvinte, este valabilă și pentru noi. A nu fura, a nu înjura, a nu pofti ca să aproape lui tău, sunt doar câteva porunci care sunt valabile și astăzi. Mă gândeam deseori ce-ar fi dacă m-aș îndrepta într-o zi cu mașina spre o prăpastie și, fără să cunosc acest lucru, dacă nu ar exista cel puțin un indicator de avertizare sau nu ar exista un gard de protecție acolo, lângă prăpastie, nu știu ce s-ar întâmpla cu mine. Cam așa este și legea lui Dumnezeu. Acționează ca un zid de protecție, ca un gard de protecție pentru noi. Haideți să respectăm ceea ce a spus Dumnezeu. Până săptămâna următoare, Adrian Andrei vă dorește tot binele din această lume.